Doctorul Eugen Chirițescu avea mai multe surse de venit. Ca medic de familie la propria firmă, medic la Centrul de Îngrijire a Persoanelor cu Handicap Bozien din Neamț și ca șef al comisiei care stabilește încadrarea și gradul de handicap. Dacă de la cabinetul de medic de familie încasa dividende de peste 1.200.000 de lei pe an, de la centrul din Bozieni, unde era angajat cu jumătate de normă, primea un salariu consistent, spun procurorii, fără să dea pe la serviciu. Aici este locul în care medicul ar fi trebuit să-și desfășoare o bună parte din activitate, însă din anchetă rezultă că el dădea foarte rar pe aici. Cu toate acestea primea un salariu de aproximativ 20.000 de lei lunar brut pentru serviciile pe care ar fi trebuit să le presteze. Mai exact, venitul lunar primit doar de la această instituție era compus din salariul brut de 12.082 de lei, la care se adăuga sporul pentru condiții deosebite în cuantum de peste 6.000 de lei și indemnizația de hrană de 347 de lei. Și asta în condițiile în care medicul mai mult lipsea decât venea la muncă. În perioada 1-4-21-7-2023, în calitate de medic specialist angajat în cadrul unei instituții publice, cu știința directorului interimar al instituției și ulterior a directorului, nu s-a prezentat la serviciu decât sporadic, când în unele zile stând maxim 2 ore, iar în altele nu se prezenta deloc și nu a prestat activitățile la care era obligat prin contractul de muncă și fișa postului. Ca să poată încasa venitul lunar de aproape 20.000 de lei, medicul ar fi fost ajutat de conducerea centrului. Asistenta șefă și actuala directoare au semnat documentele care atestau, în mod fals, prezența și prestația medicului. Cele două sunt cercetate acum pentru fals și abuz în serviciu. Pentru cele două inculpate, angajate ale Centrului de Îngrijire și Asistență Bozieni, se va dispune măsura mutării într-un alt centru până la finalizarea cercetărilor. Conform fișei postului, la centrul la care se ocupa de persoane adulte cu handicap, medicul ar fi trebuit să consulte pacientul, să-l diagnosticheze și să-i prescrie tratamentul. Mi se pare un exces de zeală și a îndeplinit toate atribuțiunile de servici. Nu există un bolnav care să fie reclamat vreodată ceva, care să fie rămas fără medicația necesară. Care e culpa penală a lui așa de gravă încât să justifice o arestare preventivă? Doctorul Eugen Chirițescu a mai fost anchetat și trimis în judecată în 2021 pentru constituirea unui grup infracțional organizat, cu scopul de a frauda cu 6 milioane de lei bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Cu toate acestea, el conducea în continuare Comisia de Stabilire a Gradului de Handicap de la nivel județean.